Păi salut băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou super, super episod. Știu că așteptați de mult timp o asemenea colaborare și astăzi este momentul. Sunt aici cu o persoană wow sau chiar nu e, nu wow. e wow. Da, cu o persoană nu e wow, foarte nu e wow. Să nu vă exact. uitați la el pe canal, să nu-l căutați nicăieri acolo pe YouTube după ce vedeți acest video, că nu, mai bine să nu. Nu, no, nu are sens. -are ce sens. facem Cristi primul... astăzi aici, de ce? ne-am adunat. Păi, astăzi facem un pack opening, pentru că știu că v-au plăcut și pe opening în trecut și chiar un pack l am putea spune. Exact. Avem uh, mai multe pachete pe care le vom deschide, cu gemuri, cu mai multe gemuri, big uri la final dăm și mergi cu toți jucătorii și, de asemenea, dacă vedem susținere la clipul ăsta, săptămâna viitoare apare clip și la tine pe canal, nu? Da, exact, 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 exact. Deci... Continuă o baterie acolo. Bun, deci uh, cu care vrei să începem? Începem cu, cu pachetele gemurile, de pe store, cred, nu? Pachetele da. cu gemuri de la Copa America, poate întâi. Ok, o să deschidem pachetele de 3.000, de 4.000. De la ambele evenimente, Copa America, Euro și să sperăm că o să fie cu noroc, să zic așa. Da, vorbeam că... cu tine la început că astea de obicei sunt cele mai value pack-uri de la aceste evenimente și cam merită deschise în mod normal. Dacă da. băieții au gemuri. Hai să vedem. hai să uh, cu Deci eu intru în ăsta cu 4.000, America. ce zici, care nu e neapărat uh -huh. garantat walkout și să vedem ce vine. Da, e ok. Hai să dăm asta, deci Copa America primul. Exact. Wow. Că la mine stă Ronaldinho să, să vină aici, nu mai are răbdare, i-am dat. Ah, ok, e bine, hai să vedem, hai să vedem. Eu chiar am, -am tot zis și în alte clipuri că niciodată n-am prins animație, dar ia să vedem acum. Ok. Ai prins Bun. animație să înțeleg. Da, la tine, la tine cine cine? Da, e? Ronaldinho a venit, un băiat de ah. 90 fix. Cum, cine este? Nici nu, am uitat numele, ceva din uh, Canada, mi se pare, de 90, i-am dat Mijlocaș stânga? Uh, e posibil, stai, pot să merg să verific rapid. Ia, yeah, ia, yeah, uite Dar la tine ce, a fost cu animație sau nu? Așa să-mi zici tu întâi. <laughs> stai că mă uit. Poilet, uh, mijlocaș stânga. Aha, aha. Da, interesant. Cred că am deschis la un doi același pachet, că și mi-a picat exact jucătări? același. Da, da. da te-am întrebat. Deci cred că în bun. anumite momente ei, sport, dau șanse de 100%, 100 la toată lumea să pice așa la jucătă. Da. Băi, ei, sport, adică ne ține pe toți egal. Și că n-ar fi corect unul să ia mai corect. mult, altul mai puțin. Luăm toți la fel, adică nimic. Cel da, mai slab da, posibil. Da, mi se pare cinstit. Nu se mai supără nimeni după, că nu poți da. să vezi la alții, bă uite ăla a prins așa, că nu a prins nimeni altceva în afară de. Dacă ați deschis și voi pachetele, hmm. deci noi acum când filmăm, ce este? E miercuri, da. în jur la ora 5. Gândiți-vă dacă ați prins și voi un Hoilet la ora 5. Da. Poate, cine știe. Bun, hai că 4.000 de gemuri s-au dus, ne-am răcorit de ele. Da, Dăm mergem cu... cu ăla cu 3.000 să ne răcorim și de ele. Sau nu, hai cu ăla de 4.000 de la euro. Hai da, lăsăm... că deja am apăsat pe ăsta de 3.000. Da? De, de ok, hai că le iau pe ăla. Bun, hai că le iau și eu pe ăsta atunci. Hai, aici hai. trebuie să avem animație, cred că, nu? Da, aici e garantat uh, să avem Măcar Cred că ultimul pachet prefirirea. de genul pe care l-am deschis a fost cu Marchez de 98. Oh, ai prins bine. A, sau, ba nu, nu, am prins un David ultima oară, 96 și înainte de un Marchez 98, dar cred că asta e o dată în viață. La tine ce a fost? Uh, left midfielder, nu, nu trecem pe altă poziție, Gray, de, de unde e? Din Jamaica. Foarte bine, iarăși minimul minim de putea să pice. <sus> Oh, -a Nu plânge. Oh, Ce-a fost acolo? Ronaldo? Ronaldinho? Ma -ho -ho. Te las, nu, mai zi un nume, mai zi un nume. Roberto Carlos? Mai zi un nume, mai Zico? zi un nume. <laughs> Zico, da, nu vine să cred, doar really? nu. Da. <laughs> Bă, gata, putem să încheiem clipul. Gata, mă, nu mai, pe nu mai, gata. Dacă v-a plăcut, dați-o acolo, un <laughs> Dați un like, da live, nu vine să cred. Tam nu mi vine să cred. Mă, acum mă oftic că pe contul din contele secundare. Adică, bă, nu mă oftic foarte tare. Da, oricum, e bine, că picat. Mamă, deci efectiv, asta de la Copa America sunt mult mai bună decât la de la Euro. Cred că sunt și mai puțini jucători, probabil, de asta. Posibil, da, posibil. Dar eu, incredibil. nici de acolo, nici de acolo n-am prins mare brânză, acum, la, la Euro și la Copa America. Dar, mă, incredibil. Picat. Da, deci, și așa, și Exact. Exact, și ca să dau și un pic context, uite, asta zic și ție în premieră, deci v-am zis numai acum, miercuri, miercuri, v-ați văzut pe ca, pe canal un clip în care am deschis și niște pachete și așa, de vreau să zic că în acea zi astăzi mi-a picat și 99 basta pe contul meu principal, deci 2 de 99 în aceea zi. E... Ceva ai făcut da. acolo. Da, 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 ceva... mă, nu mi cred că ne-am văzut. Ceva e, e necurat la mijloc. Exact, exact, stai să fac și un screenshot că așa da, ceva da, e da, de da, arătat da, da. O re... Am auzit că e foarte bun Zico ăsta, l-ai jucat. Da, eu cred că am făcut ultima oară live cu recomandări, cu analizase mai multe carduri și pe CAM și Zico îl comparați chiar pe FIFA Renders mi se pare că a ieșit cel mai bun CAM din joc mm -hmm. în acest moment. Da, așa auzit și eu. Deci e foarte bun. Bun, bun, rău, mamă, deci, mai, ce să mai, că e greu, e greu să mai câștigi acum <laughs> da, pe. Da, acum mai e imposibil, trebuie să prind ceva gen Ronaldinho sau stai că Messi. mergem la pecurile euro, da. deci... Tu pe cine mai măcar așa ca idee? Da, ar fi bun. Tu pe cine prinsesei din pe ăsta? Poftim? Pe cine prinsesei din pe ăsta? Un jucător de 93 tot, left midfield, dar minimul minim. Ah, ok. Ceva jalnic okay. din Jamaica. Bun, îi dăm cola de 4.000 de la euro? Uh, da, hai cola de 4.000 okay. de la euro, dar okay. nu, cu jumătate de inimă deja le mai deschid, că da, da, da. nici o șansă. <laughs> Da, nu, știu, deci. În ultima vreme am avut foarte mult noroc, am prins la jucătorii, de așa ceva n-am văzut. Hai, e da cu ăsta? Da, am dat cu ăsta. Eu în da, mare parte în ultima după. vreme a fost inversul tău. A. Cam cam nimic, da. așa din pecuri, de la extra time, da. de acolo de la Picuri am mai prins. Hai da, că scorăți dacă am prins iară acela jucător. Ce central back, la tine ce e? A. Right back. A, e bun, gata. La mine este OK, da. de 90. A. Ok, la mine e Jesus Navas, tot de 90, no, da tot de 90, ăsta da, deci no, de 4000, ăsta este constant, din ăsta știi sigur tot timpul ce dă, dacă ar putea să pună ceva de-asta, cum sunt pariurile, gen să vezi cât e scorul, cât așa și îi putea da, să da, parize da. aici la 90, ar fi că câștigul. Îți dă constat nimica. Exact. E perfect. <laughs> Bun, hai să vedem asta de 3000, deja... Nu mă mai gândesc chiar la ceva bun, dar nici nu m-ar să mai văd ceva. Uite, parcă se uită la mine, Henry. La mine se uită pe Henry, că vrea să te A. egalezi. Hai. Și -mi vine de ai ai aici. Ai Leftinger? Francez? Da? <sus> <sus> nu știu ce, ce adică? să zic. Adică nu e cel mai rău lucru de putea să pice la mine. Ok, nu știu că a fost o cerere asta așa, nu știu, nu, nu dă să mă... Sincer, ce că ai prins ceva bun, nu știu, deci hai să vedem. N-am prins, am prins minimul minim, asta este cerere. Ah. Dar vreau să aud ce ai prins okay. tu întâi. Ia stai că acum... Mm. Aoleu, aoleu, gata, aici -ai e punctul tău, sigur. Deci are 94, e minimul la mine. A, e minimul. <laughs> da. La mine este Lobotka. A, ah, ok, 96. ce e Slovac? Uh, Slovacia, parcă era, da. De că, culmea, că și la mine toți cred că e Slovache și băiatul ăsta, așa încă, și eu tot așa am crezut că e Lobotka, dar e alt băiat de 94. Au -a vrut ăștia de la ei să ne dea iarăși același jucător, dar și-au da, dat seama da, că e... filmăm și a zis hai să nu fie chiar pe față. Exact, exact. Nu, dar eram sigură aproape că e lobot, că, așa am crezut. Că da, chiar eram ok. Ziceam, hai, care are 96, cred că cam așa, e bun, dar ăsta nu e prea bun. Dar las că Trebuie să intre jucători și la exchanger una peste alta. Da, aici. astea de 96, mai ales că picul ăla știi, de 6000, ci că își dă refresh la 21 de zile și a, ăștia de 90 mm -hmm. poți să-i bagi acolo să mai faci rost de puncte. Da. De ce nu? Eu nu l-am făcut în capul ăla de 6000. Nu l-ai făcut să niciodată? Nu, nu, nu. Păi mi s-a părut așa, adică la început am fost sceptic în ideea că bă, dar dau atâția jucători de 96 ca să-mi dea 1. Da, da, înțeleg. Bine, e tradable, dar na, o să o să fac și eu acum. merită mai puncte. mult pentru că inițial din aia 4 jucători de picat doar unul era din top 50 de pe market. Acum toți patru de pică sunt din top 50 de pe market și s-au updatat gen recent săptămâna mm -hmm. trecută și gen chiar sunt aia care sunt cei mai scumpe acum în acest moment. Deci da, merită. Da, da. Da, mi-a trimis ieri un băiat uh, o poză, Eu am, sincer am crezut că e, un pic am crezut și că e fake, adică am zis de cum, mi-a mi, pic, mi, -a, mi -a trimis poză, uh, pic de, uh, de, uh, de 4 jucători, cred că era pe cu 2200 da. și văd ac era acolo leau de 99, altimei toți, Mamă. vinii de, la, vinii de la Champions League de 99, Bellingham de la Champions League de 99 și nu mai știu cine mai era încă unul. Absolut insane C și, nu la de top 500, genul ăla de top 50. De da, 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 parcă ăla era, era, adică nu știu. Eu, încă tinse că era poate fake, dar nu e să cred că poți să pici așa nu ceva. Pot Poți să pice, adică am deschis și eu alea de top 500, urmează să apară un clip, nu mi-a picat chiar atât de bine, dar tot am prins bine și de la alea de, de top 500. Bine și să spun. Comparabil cu, da, cu ce ai zis da, da, acolo. Da, adică pff, incredibil așa ceva. Da, deci pot fi chiar chiar norocoase alea recomand da. să le deschideți, dar clar, nu merită să cumperi jucători de pe market, gen ca să bagi să iei de lipicuri din alea. Da, 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 asta, da, asta, da. Bun, eu îi am dăm intrat cu pe la exchange, posta? deja m-am pregătit cu okay, jucătorii. Și eu, și eu i am pus aici, din păcate am pus niște români. Uh, uh, o să înțelegeți ce aveam oh, români aici, să N-aveam altceva. Ai, deschis? Ai dat deschiz? să deschizi? Uh, da, acum dau să deschid. Bun, hai că-i și eu acum. Hai să vedem. Poate explica și una. e un uh... 99 minim. Da, da, da. Hai să vedem. Ia. Yeah. Ok. Ok. E promițător la mine. Da, okay. și la mine a okay. fost promițător, actually. Uh... Ce? Hai, zi-mi naționalitatea. Uh... Ungaria. Ok. E Cherchez, cumva? Nu. Soboslai? Nu. Gurași? Nu. <laughs> Orban? Este Orban de 96 și mai am un win. Ah. Uh, okay. Simons de 96, olandezul. Ok. 2 de 96 uh... <laughs> Lol. Ok, da, cred că ai luat tu pe cu asta. Deci mi-a picat ce la bun tach, tot așa de 96. Oh. Și mi se pare amuzant că mi-au picat acum Rațiu și cu Denis Mann. De băgat lângă. mai devreme? Da, nu, dar pe ei cred că nu i-am băgat, fix pe ei doi cred că nu i-am băgat. Cred că îl băgasem pe Stanciu, pe nici mai știu pe cine, dar pe Rațiu sigur nu l-am băgat, stai să mă uit. Chiar mi se pare amuzant că abia ți-am băgat și ia să vedem. A simțit jocul că ai făcut o nedreptate băgând România acolo și ți-a dat da, alții da, da. înapoi? Da, uite, pe Mann îl băgasem, dar pe Rațiu nu. Bun. Bun și așa, bun și așa, uh, cred că pot să zic că am câștigat eu, nu? Da, adică <laughs> mai dăm și match? Hai, să dăm și tu ca să-l și eu pe să domnul Să formăm Zico. echipă cu, cu ăștia, da? Adică da, iau da, echipa, da, luăm echipele much. de bază și băgăm doar ăștia cei mai buni de am pus ah. acum, da? Ok, ok, băgăm hai aici. să vedem atunci. să vedem pe Zico la treabă, crezi că ah. dau vreun gol cu el? Uh, eu zic că da, poți să încerci un power sau ceva așa de la distanță cu el. S-ar putea, s-ar putea de, să fie fatal, dar eu l-am pe Orban. cam mare de... Corect, corect. l-am pe Simon acolo, nu. La mijloc o să-l încolțească pe Zico ia și nu o veream. să ai nicio șansă. Oh, oh mamă, ce atac. <laughs> ah, da, tu ai jucători în rest. La mine, ia uite ce... <laughs> <laughs> A, dacă ești pe cont secundar, da. Da, da, da. Și A, deci merg cu un, un avantaj, oarecum. Oh, și ce avantaj. <laughs> Am mai să-i să mișcă, păi mei și apucă să se întoarcă. Uh -huh. O, ca. dorea să marcheze săracul. Vigea acolo în față. Am înțeles că era, am că era o schemă asta cu pasa din prima. Da, da, o, da, o folosesc că... deseori. Uneori chiar Acum iese mine... gol. Gen da, din uneori. trei ori dacă face asta, dată, la sigur e gol. Uh -huh. Interesant, bine, să ai și jucătorii. Da, e important mea. să ai și A, un striker asta, din ăsta, ăsta, cred că dacă dau un gol e mare chestie. Nu, no, oricum dai. Cu Zico... Nu, A, cred. Oricum. Mă prinzi la un șut. A, uite, Zico la balon. Are... Uh, -a are. L-a lăsat spectator pe lam. Aoleu, ce-a fost pas asta? A, bine, M-am întors și eu Hai, în mă, tach. Bine, tach. Ah. pe tach. Nu. Ah, A, s-a dus. Hai, rațiu, că ai viteză. Încercăm un șut de la distanță. Bine. Un Hands. power shot cu lobotca. Nu. Ce zice? Mamă! Uf, uh, bunicel, bunicel. Pe lângă. <laughs> Sincer, pe lângă. nu mi-am dat seama de pe dacă e drept sau stângaci, dar... Nici eu. nici nu verificat o să mă acolo ce are la, la week la asta. O să presupun că e stângaci totuși. Hai, man. Ah. A revenit Bape? Mă, no, da, nici nu trebuie să alerge ca să-i depășească paimii. mei. <laughs> Stau pe loc. <laughs> da. Ah, și asta are heal to heal-ul. Urăsc schema asta. Ce-a făcut A, Rațiu? Mă, rațiu, au sărit piulițele tot. <laughs> e obosit după un euro și Da, da. No, nu, nu mai aia, poate. Ce să-i faci mă, lui Eusebio? No, Eusebio e, e perla, e bijuteria de la da. mine din echipă chiar dacă e alfer duelul ăsta. <laughs> <laughs> da, asta e, au ce bun e Eusebio De fiecare dată când îl văd, îmi vine să râd mă, cum e in game acest Eusebio da. Adică e mult mai bun decât alte carduri de 98, 99, tot striker. E e da, și ai văzut că tot cu exteriorul a fost șutul. Da, Am da, zis, da. Mi se par, mi se impos, Deci dacă, dacă l-ai văzut că s-a dus pe exterior e gol. Cool. Da, nu știu. Ciudat, oh. dar cam așa vă că merge. Treaba hai rațiu, ia știu mingea aia. Mbappe? Sau așa. Ia sări ceasul lui fundașul meu, da, e ok. Hai mă, hoilet. Da, dar no, chiar nu, chiar nu există hands aici. în, în FC Mobile. no, 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 no. Cine ah. este? ăsta? Ce fuge? E canadianul ăla de 90, care, pe ah, l-ai Eu îl da, no. las să fugă, dar e tot fuge. Hai mă, Zico. Nu! No. Hai! No. no. Oh, da, mă, Zico, primul și gol. Și din ce unghi a băgat-o acolo. Da, da, da. Insane. Am început să fac fake la un moment dat. Și atenția lui Schmeichel de, cât l am eu, 102, făcut. 102, parcă da. Da, da. Da, e bombă, e bombă, zic ce Bombă, Bombă, zic Zico. Și stai că nici n-are rank nici nimic. E doar cu training. Da, e dat 5. doar puțin training, da? Da, da, da. I-a căzut cu vreo plus 3, plus 4. -a. Ah, Chiar, no, ce no, pas. Nu, nu, nu. E Maldini. Ah. E Maldini și Michael degajăm da. că nu știm cu balonul din la picior ce să tu facem. Nu ai... Din păcate tu nu l-ai pătat în apărare. Hai. Aaaa, Pune muzică cu părere vreau. Denis man. 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 Hai. Nu știu de acolo. Donovan. Oh, ah, mă, lui man. dreptaci. Ah, ai încărcat mult sau? Ah. Apoi ah. am încărcat maxim, dar e, e dreptaci că n-avea ah, okay. -a avea Adacu cum se să se fie piciorul bun să te lagă Ah, Puțin norocos ar zice, hotel. vezi, ai spus că n-aș la poartă, dar... Da. Era? S-au rosat, hai tăi, pe final, așa, nu prea mai... Nu prea au mișcat. Da, da uite, statisticile sunt de partea ta, adică da, statisticii nu... Fost, totuia, ea, totuia, da, statisticile au fost, dar ea a deprimat, zic -o, în a doua repriză pe ai după ce a marcat, că nu mai mișca da. nimica. Sincer, o înfrângere pentru mine așa, cu gust plăcut, adică... Cred și după că ce a cu Zico de 99, pot să pierzi și 10 meciuri. Ca... Da, da, da. Poți să, pot să, spus pot spus să, spus. Pot să și ca Virtus, ca nu, nu e problemă. <laughs> da, 7-1. Totuși n-a da. fost cazul chiar de 7-1 în acest meci, dar exact. a fost pe acolo, a fost pe aproape. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Da, și eu îți și mulțumesc și... pentru invitație. Mi-a făcut plăcere. Dacă... văd acolo susținere mare, poate mai facem uh, vreun pe opening până la facem finalul jocului. La final Săptămâna viitoare v-am zis Corect, la săptămâna v-am zis că o să apare și la noi o pe care un clip uh, interesant. Nu vă zic cel Ce, că veți vedea. No. Exact. Și cam așa am fost noi. Uite, acum te las pe tine să faci altul, dacă ai ceva de zis de final. Uh, da, vreau să zic să dați like. Uh, Ne-am înțeles cu Cristi că o să facem 999 de like-uri la acest clip. Și dacă facem 99999 data viitoare, prin și eu un zic din ăsta. Cam așa. Mi se pare corect. Da. Mi se pare corect. Bun. Atunci să ne ajungem cu bine mâine la un nou episod. Ava! V-am pupat!